Salutare din nou, dacă tot am ceva de brodat aici, am de făcut un mic test, am zis să vă mai fac un mic clipuleț, să vă mai arăt câteva chestii. Astăzi mi-am propus să vă arăt cum se introduce această bobină de ață în mașina mea de brodat. Știu că sunt diferențe între mașinile de brodat, eu am Brother Inovis 880E. Dacă aveți aceeași mașină sau una apropiată, cred că o să vă ajute acest clip. Aveți toți pașii numerotați aici frumos, ar trebui să îi urmăriți cu atenție și să meargă totul perfect. Imediat o să punem amosorul aici frumos. Așa, o să încerc cu mâna stângă cu toate că sunt dreptaci. Frumos la numărul 1. Pe aici, pe sub acest cioc. Urmăm canalul. Jos, am trecut pe dedesubt. Sus aici o să vedeți că nu se agațe, trebuie să-l treceți după un cârlig ceva acolo. Din nou jos, aici e un pic mai complicat la numărul 6. Trebuie să ajungă prin spate, a ajuns. Se vede exact, stați puțin să focalizăm. Aici, iar aici aveți un loc unde o să-l tăiați. După ce ați tăiat, e bine să lăsați piciorul jos și acționăm această pedală și s-a rezolvat problema. De fiecare dată când rămâne așa, eu îl scot din ac frumos și putem să-i dăm drumul. Acum vă arăt puțin și ce testez aici. Să vedem dacă este designul ok sau nu. Este un design destul de simplu, ar trebui să fie totul ok. Dar vreau să văd partea aceasta centrală, cum se strânge cusătura tatamii, dacă arată perfect sau nu. Și bineînțeles, am vrut să testez designul, să văd mărimea, dacă este ok sau nu. Încă nu s-a hotărât clientul la mărime, dar cred că această mărime este perfectă. Am ajuns la ultimul element din design. Ultima inimioară și este gata. Haideți, dacă tot v-am ținut până acum, să vă arăt exact designul. Pare totul ok. Cum spuneam, este destul de simplu, o să mai pe spate să vedem și tensiunea, dar cred că a fost ok. Nu, a fost un pic cam micuță, deci trebuie mai mare puțin tensiunea. O rezolvăm și cu tensiunea. De aceea se fac testele, să găsim posibile probleme și să reglăm tensiunea.